idealul omului ajuns era să ai o leafă, să ai un post nemaipomenit, o leafă extraordinară, fără limite, cu privilegii și să nu faci nimic. Am servici, nu viu la muncă, era o vorbă pe timpul. Zice, eu viu la servici, nu la muncă. Erau și oameni în același colectiv care duceau sacoșe pentru șeful, cu bunuri care nu se găseau, alimente și altele, noi le spuneam procurori, și ei n-aveau nimic de făcut la birou. Se chiulea, dar trebuia să știi să cum să și chiulești. Aveam pe șeful ăsta de echipă, ne mai punta el așa cât de cât ne mai așa, dar îi plăcea peștele și trebuia să-i duci cu peștele. Noi lucram la un studiu care se chema tehnologic, într-un motiv simplu. Era o lege care stabilea că directorul are leafă 100 dacă e institut obișnuit și 175 dacă e tehnologic. Și atunci toate institutele erau tehnologice, că doar nu erau proști directorii să nu... Foarte puțin munceau, dar foarte puțin știau meserie. Asta era mai grav. Puneai să facă ceva, mai bine nu-l puneai, că îți făcea ceva rău. Indiferent cât de priceput sau nepriceput era cetățeanul, statul îi dădea de lucru. Ori, dacă asta e regula, de ce să-mi bat capul? Și în cercetare lucrurile erau la fel. Ne făceam treaba noastră de cercetare, dar fără niciun fel de presiune a timpului. Nu făceam anul ăsta, făceam la anul, că oricum tot aia era. Și la locul meu de muncă erau unii care erau angajați la stat, adică stăteau. Noi predam de obicei aceleași fișe de la o lună la alta, pentru că ne făceam numărul necesar și pe urmă le predam pe aceleași sau la un moment dat am început să facem niște teste când am prins puțin curaj și predam niște fișe inventate, scriam tot felul de prostii, le predam la număr și era vizibil că nu le citea nimeni. Era o zicală, nu face azi ce poți lăsa pe mâine sau lasă pe poimine că poate nu mai e nevoie. Dimineața eram 120 la prezență, îmi făcea prezență șeful de secție sau, mă rog, diriginte de șantier, iar la prânz mai eram vreo 20 pe acolo. Noi mergeam pe aici pe acolo, care jucam și noi fazan. Într-adevăr, ne făceam că muncim și trăiam într-o realitate paralelă. Spuneai, asta e ciorba, asta e mlaștina în care ne târâm, mergem înainte.